în 16 miile Cupei României, însă între timp a început partida de aici, de la Brașov, și iată o primă minge care îl caută pe Ivan, o urcare a lui Gustavo în care șutul lui Gustavo se duce pe deasupra, prima ocazie a acestei partide, secunda 12, a fost un șut al brazilianului Gustavo Di Mauro, un călcâi ratat de măs. Minge recuperată de către Damian, balon înalt și un șut până în brațele lui Calancea. Se bucură suporterii din Sfântul Gheorghe. E mult entuziasm. Nonorocea cu spatele la poartă. Primește Ivan, a cerut mingea, a primit-o, o are în față pe Răzvan Damian, din nou Nonorocea, nu foarte inspirată centrarea, nu iese bine să golkeeperul Nițuli și iată o minge care se ducea pe cadrul porții gazdelor, a scos un fundaș din Sfântul Gheorghe, mingea. Să revedem. No, ieșise din 6 metri, Măzărache a fost la capătul acelei centrări, l-a încurcat pe Nițuli. Câțiva adversari, șansă pentru gazde, minciună, pasă în flanc la Plămadă, s-a mutat pe stânga Ionuț Plămadă. Plămadă, bună centrarea! Ha. Se entuziasmează fanii... Cred că sunt dat indirectă pentru gazde. A spus centralul că, dar nu cred că are dreptate, că portarul Calancea ar fi dat drumul balonului, după care l-a apucat, dar pur și simplu l-a palmat. Senzația mea a fost că totuși Calancea nu a prins balonul, pur și simplu l-a respins. S-a dat în directă. Protestează oltenii. Moment bizar, moment foarte bizar. Este indirectă din careu pentru gazde. Sunt 7 metri, 6 metri, 7 metri până la poarta lui Calancea. E un moment interesant, însă se va discuta după această fază. Pentru el este mingea. Se ridică totuși capitanul Craiovei. Continuă faza! Bară, ratare uriașă! Acela din Sfânt... Țepeș, continuă asaltul gazdelor. Huiban, urcă Huiban, este în careul oltenilor, apare Briceag, Zlatinski, coboară și a fost... Ne vedem faza. Minge pentru Hodrogin, șut în vătăjelu. Gazde. Lovitura de cap a lui Ursu. Balon înalt. Pare Gustavo, mai recuperează un balon. Pasa brazilianului pentru Ivan. Atenție la această fază, Ivan. Ocazie imensă și pentru CSU Craiova. A fost un fault al lui Nonorocea, probabil. O dată faza de mai devreme.
Nuno Rocea. Hornoghi. Lansare pentru Ionuț Plămadă, n-are pe nimeni în față atacantul gazdelor. Plămadă! Se ducea în plasa laterală. Senzațională intervenția lui Nicolae Calancea. Excepțional șutul. Frumoasă fază. Nici urmă de offside, a plecat și din propria jumătate de fapt Plămadă. Din diagonală era singura soluție, se ducea în poartă. Am fi avut un gol. Oltenilor, acesta este Hristos Latinski, pasatorul oltenilor, Nuno Rocea. Pasa lui Nuno Rocea pentru o ratare imensă, o ratare imensă lui Nicușor Bancu. Cea mai clară ocazie a oaspeților. N-a fost offside, pasă foarte bună, bună și intervenția lui Nici. Zlatinski. Ce pasă bună de Zlatinski pentru Bancu, Bancu pentru Vătășelu! Aud de poartă Vătășelu cu un șut bun. Aștepta Nuno Rocea. Asta prea pasiv atacantul Inschi, minge pe sus Nuno Rocea, nu e offside, dar nu este nici gol. Interesantă faza olterilor. Iar Plămadă este jos. Nu a fost offside. Damian a scos pe cei doi jucători ai olterilor din offside. Lovitura cu moment periculos, Hornoghi. O dată faza de mai devreme. N-a fost de ideea lui Hornoghi. Câte Nuno Rocea primește Nicușor Bancu. Cursa lui Bancu va șuta. Fantastic șutul lui Bancu. A atins bara. Lovitură de colț pentru CSU Craiova. Extraordinar șutul lui Nicușor Bancu. Meci bun făcut astăzi de de Oltean. Wow! Rambe, recuperat. Minge pentru Ivar. Ivar! Ivan! Gol! CSU Craiova! Execuția lui Andrei Ivan, minutul 100. A fost greu, pare să spună atacantul Craiovei. N-a fost offside. Bună pasa. De lăsător fundaș și Nuno Rocea. Băluță. Băluță trece drept de un adversar. Nuno Rocea la marginea careului, intră în careu jucătorul oltenilor. Nuno Rocea o pasă și o ratare uriașă a lui Rambe. Fantastică faza oltenilor. Nu se dă nimic, va fi un final incandescent, se resimte Cai, se resimte și jucătorul celor de la Sfântul Gheorghe. Îl văd pe Nuno Rocea într-o altă zonă a terenului, efectiv șchiopătează. Haideți să vedem. Dumitruene. Îl cheamă Gigi Mulțescu pe Ivan.
E direct cartonajul roșu pentru jucătorul gazdelor. Înseamnă că a făcut ceva cu adevărat dur. Dumitru Ene. Mai sunt 3 minute din această partidă, însă gazdele termină în 10.